pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mă bucur să văd și o astfel de inițiativă în Mioveni. Am văzut că s-au făcut în majoritatea orașelor din România și că oamenii sunt cât mai doritori să vină, să ajute cu o lumânare în memoria celor care nu mai sunt printre noi. Și mă bucur să văd că toată lumea a început să ia atitudinea, inițiativă în aceste probleme. Sper să văd cât mai multe schimbări în viitor. Am venit pentru că am văzut ce s-a întâmplat la televizor și am spus că dacă tot se întâmplă și la Mioveni, am zis să vin. E o chestie de solidaritate că facem și noi acest lucru, dar pare rău pentru ce s-a întâmplat. Pentru a aduce un ultim omagiu victimelor care au murit în Club Colectiv. Mi-aș dori să văd o schimbare în sensul că oamenii să nu mai privească cu așa ochi răi rockerii. Adică da, suntem rockeri, dar și noi suntem oameni și noi avem doar un gen de muzică puțin mai deosebit, spun eu. La noi, la nivel național, încă este o criză mentală și predomina, să spun așa, un fel de... e un haos momentan. Vedeți, încă valorile sunt foarte bine așezate. Este într-adevăr, să zic așa, o paletă largă de valori și non-valori. Per total, cam toate instituțiile trebuie să se implice mai mult și să-i conștientizăm pe copii cu privire la riscurile care pot apărea în aceste situații și mai ales cu privire la sensul vieților, că aici e mare problemă. Asta am remarcat și la foarte mulți trei, nu-și mai găsesc sensul vieții. Pe lângă cetățenii orașului Mioveni, la evenimentul prin care au fost comemorate victimele tragicului accident din Clubul Colectiv din București, au luat parte și autoritățile locale, printre care și primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu. Este o zi care nu trebuie să se întâmple și se comemorează decesul celor de la Colectiv de la București, plus că comemorarea pentru sănătate, pentru cei care sunt în suferință și în special pentru, cred eu, și familiile celor care sunt alături de ei. Este regretabil și cred că se putea preîntâmpina. Ca și administrație publică, am zis să comemorăm la această oră pentru că trebuie să fim solidari unii cu alții în momentele grele ale națiunii române. Și noi de la Mioveni transmitem celor din spital multă sănătate și revenirea în sânul familiei cât mai rapid, iar familiilor să fie puternici, să depășească momentele. În viață sunt multe care nu depind de noi. Printre cei care și-au pierdut viața în urma incendiului izbucnit la clubul din capitală, s-au numărat și trei argeșeni.